Aici avem Marea de Vânt, exemplu de folosire a energiei eoliene, care nu poluează și nu costă nimic. În cazul dat avem o moară comunală cu 6 aripi, pentru că una s-a rupt, o să fie pusă la loc. Deci, vedeți, parțial sunt goale aripile, asta așa funcționează moara când e vântul puternic. Atunci când e vântul slab, se completează cu panouri aici, se face toată suprafața și atunci merge moara și atunci când e vântul mai slab. Este moară cu două nivele și instalațiile de măcinat sunt la etaj. Aici avem și un balconaș, nu? Da, aici avem balconul. Aici venea caro cu sacii cu grăunțe, era tras aici. De acolo, peste cilindrul ăla rotund, cobora o funie cu un cârlig, se agăța sacia și se trăgea cu funia și era pe ușă băgat sacul înăuntru și torna grăunțele în coș. Aici putem deja să vedem interiorul morii. Aici sunt aripile afară și avem axul ăsta, care are două roți dențate, care era roata mare, transmite care de rotație la o roată mai mică, care aici e pe același ax cu pietrele morii, care învârtește pietrele. Instalația, măcinarea propriu-zisă, se face între două pietre. Piatra de jos e fixă, piatra de deasupra se rotește. Grăunțele se toarnă în coș, coșul vibrează și curg încet grăunțele, se macină între pietre și prin forță centrifugă se aruncă afară și curge făina în coș. În cazul dat fiind două instalații, se putea la una să face reglarea distanțelor între pietre, sunt reglabile, și la distanță mai mică se băga grâu și se făcea făina de grâu care este foarte măruntă și la făina pentru mămăligă, în porumb, se punea distanță mai mare și așa mai mari particulele, tot se făcea și cu distanță mai mare se prelucrau tot diverse producte pentru hrană la animale, zise uruială. Moara de vânt are o particularitate că vântul nu bate întotdeauna în aceeași direcție și moara este făcută să se întoarcă în direcția de unde bate vântul. Totul e gândit. Deci moara are în centru are un ax, un buștean mare băgat în pământ, fixat bine în pământ și pe care stă și moara. Deci în centru un ax și moara propriu-zisă stă pe o roată de lemn și are proțapul ăsta așa lung care folosește pârghia și de aici se ia și se întoarce moara în direcția de încotro bate vântul. O să vedem sistemul și la următoarea moară, da, că putem să ne uităm pe sub ea, este aici mai mică, putem, aici iar în putem, spatele tău. Aici putem să ne uităm, e un exemplu de piatră de moară. Piatra are o gaură în mijloc pe care trece axul și vedem aici o tăietură așa. Deci în axul care coboară aici, e o piesă care intră până aici și axul când rotește, intră în piesa aceea aici, învârtește și piatra. Deci piesa respectivă e de metal și numește pârpăriță. Exact piatra de această formă și de acest diametru se găsește într-o moară de genul acesta. Două, asta e piatra alergătoare, cea care se rotește, cealaltă de desubt e fără asta, că aceea este fixă. Și mai departe avem și altă moară, mai mică. Asta e moară comunală, aceea e moară de gospodărie, în curtea omului. Și aici avem și giruieta, care morarul, înainte de a întoarce moara încotro bate vântul, se uita că asta era indicatorul direcției vântului. Și fiind din Dobrogea, e în formă de pește giruieta. Da. Ilustrează ocupația principală. Asta e o moară cu patru aripi. Aici, deci vedem același sistem cu acea bârnă. Putem vedea în centru e bușteanul pe care jurul căruia se rotește moara, respect tot are proțapul, pârghia și se rotește moara în direcția din cotro bate vântul. E o construcție mai simplă, folosește unde e posibil materialul din delta stufu. Și numai mecanismul propriu-zis e făcut din lemn durabil, din stejar. Și nu departe de intrarea din parc, care este chiar în spatele camerei de filmat, iată, avem și a treia moară. Deci avem a treia moară, care este și dintr-un sat cu o denumire poetică, Valea Nucarilor. Și aici avem, se poate vedea foarte bine, având în vedere că putea fi și într-un loc mai jos, moara e pusă pe un soclu foarte înalt,
Și aici se vede foarte bine, iată, vedeți, roata, roată de lemn. Deci acolo se află roata care o... Asta e roata pe care stă moara. Aha, și care îi schimbă poziția, nu? Nu, nu roata, nu. Roata e fixă, da. Dar pe ea se învârtește moara. Uite, moara are astea două tălpi, sunt ca o sanie. Da. Vezi, sunt două tălpi și toată construcția morii e pe astea două tălpi. Și în mijloc e axul și toată sanea asta cu toată moara se învârtește pe roată. Roata e fixă, moara se învârtește. Și aici avem ușa pe unde se intra, ușa pentru, pe unde se intra moară, pe unde se băgau sacii. Avem aici intrarea. Vedeți că e și ca un chepeng aici, deci de asta ușa e așa de mică. Că practic aici se rezema o scară. Ușa se deschidea și pe aici se urca oamenii și tot pe aici băga și sacii cu grăunțe pentru măcinat. Măcinarea grăunțelor, cea mai simplă, e o instalație din două pietre, o piatră de desubt care e fixă, deasupra o piatră care se învârte, deci există râșnițele în care piatra deasupra e învârtită cu mâna. Am văzut una din case, le aveam așa, deci aia e elementul principal, două pietre, una fixă, alta deasupra care se rotește. Aici deja avem rotirea pietrei, folosind energia apei curgătoare. De obicei, morele astea de apă erau în zona de munte, unde râurile de munte curg cu viteză mare, e terenul înclinat. Și, de exemplu, chiar am fost acum câțiva ani în urmă, este comuna Eftinie Murgu. Au acolo încă funcționează câteva zeci de mori de tipul ăsta. Deci, care aici este motorul? Motorul avem aici. Uitați-vă. Deci e o roată cu niște palete ca niște căuce. Din partea asta se văd și mai bine. Căuci de acolo, de sus, avem un jgheab pe care e preluată apa de mai sus de pe râu și vine cu viteză mare apa de sus. Vine apa de sus și lovește în căucile astea. Deci ele sunt așa special puse sub unghi ca să lovească în ele apa. Și apa lovește și le împinge și așa se rotește roata asta, se rotește împinsă de apă și pe ax, în sus merge axul care se oprește în piatra de deasupra, piatra alergătoare. Deci pe același ax e și roata asta cu căuce și piatra care e în casa morii. Acolo sus e instalația de măcinat, ca orice moară și la moara de vânt aceleași două pietre, dar aici avem motorul propriu-zis, este roata asta cu căuce care este învârtită de apă. Și tot spuneam că există prevăzut și reglarea distanței dintre pietre. Uite, aici avem sistemul ăsta, e exact pentru reglarea distanțelor. Lemnul ăsta sus are niște găuri, mai multe găuri de sus în jos, și trăgând lemnul ăsta în sus, se ridică și asta și ridică toată roata asta și ridică piatra deasupra. Ridicând în sus, mărești distanța între pietre. Coborând în jos, micșorează distanța între pietre și faci măciniști mai mărunți sau mai mare, în dependență de necesități. Și acum mergem la moara următoare, care are gândit un dispozitiv pentru mărirea vitezei de rotație a pietrelor. Motorul respectiv hidraulic este preluată în ziua de azi la centralele hidroelectrice. Asta este turbina din centrale hidroelectrice care produce acum curent electric. Uite, avem aceeași. Asta este prototipul turbinei, bunica turbinei, care acum e folosită la hidrocentrale pentru producerea curentului electric. Dar la moara asta, aici avem un adaus, vedeți? Aici este un trunchi gros de stejar care este despicat în două, scobit, și pe urmă cele de jumătăți sunt prinse împreună cu niște cercuri și devine ca un butoi. Deci asta se cheamă moară cu butoi. Și apa vine de sus să umple butoiul respectiv și aici are numai o gaură mică. Deci el e volumul e mare, dar gaura e mică și fiind volumul mare și înclinația și apasă cu mai multă putere și de aici deja apa iese cu presiune, nu prin numai curgere naturală, gravitațională, ci iese cu presiune, fiind butoiul mare și gaura mică. Și
Și atunci lovește mult mai puternic și de viteză mult mai mare pietrelor. Și chiar dacă se oprea apa, încă cât era în butoiul ăsta, sute de litri de apă, încă continua să se înrotească cât până se termina apa. Deci asta deja e o adaos ingineresc, o tehnică nouă pentru a mări viteza de rotație. Acolo, la cele două mori, am avut roată orizontală, care era învârtită prin curgerea apei. Aici deja avem un pas înainte în tehnică folosirii energiei apei. Aici avem roata verticală și nu pur și simplu roata verticală, dar roata cu cupe. Aici avem cupe. Pe acolo, pe sus, vine pe șgheab apa, curge în partea de sus a roței și umple cupele din partea asta. Deci, umplându-se cupele astea de partea asta, toate umplându-se cu apă, e clar că greutatea, partea asta a roței, e mai grea ca partea opusă. Și greutatea lasă în jos și învârte roata, când ajunge jos, se varsă apa din cupă. Iar de acolo se umple cu apă și tot prin greutatea apei care umplă cupele astea, roata se învârtește în continuu. Aici e partea, zicem așa, motorul hidraulic. Acum să vedem ce muncă face aici acest motor hidraulic. Aici roata e pe ax cu trunchiul ăsta care îl vedeți și care, vedeți, că are niște pene. În limbajul tehnic la motoarele moderne, asta le se spune came. Astea se învârtește, de aici se vede foarte bine. Penele astea agață, uite, vedeți, sunt aici niște piese. Asta. Deci astea sunt multe încolo așa și penele astea, rotindu-se, le agață și ridică în sus. Și când a trecut mai departe, scapă și cade în jos. Ce lucru face aceste... Le vedem aici. Vedeți, aici sunt niște piese masive de lemn, care se termină cu piatră dură. Vedeți? Deci aici este o piuă. Vedeți? E o piuă cu trei piseloage, care acolo sunt puse pienile așa fel, ca să lovească pe rând. Deci astea trei lovesc pe rând, din cu aceea trei lovesc pe rând, aici avem trei pe rând. Asta este o instalație de prelucrare a minereului aurifer și pentru a dobândi aurul de minereu. Deci în cupele astea se punea minereul aurifer și ciocanele astea, deci la fiecare, cum vedeți, avem trei ciocane care lovesc pe rând. Și ciocanele lovesc și zdrobesc minereul care conține aur. Aici aveam un șgheab care de pe râu aduce apă. Ne aduce apa aici și apa, vedeți, curge în, vedeți că are câte o fantă pe unde se curge apa din șgheab acolo, unde se zdrobește minereul. Deci ciocane bat într-una, mireul zdrobește, apa curge și ce s-a mărunțit, ce se transformă în nisip, e spălat de apă. Tot se macină și amacină și se selectează aurul. Când s-a măcinat totul bine, se scoate ce este de acolo, amestec de nisip cu aur, și se merge la râșniță dacă ceva încă nu s-a măcinat bine. Iată, avem râșnița. Râșnița cea mai primitivă. Vedeți, o piatră. Piatra fixă, piatra alergătoare deasupra, încă aici se băga un lemn. Și aici, dacă era un bolovan izrubit, se punea aici și se măcina totul până se zdroia, până se transforma totul în nisip, amestecat cu aur. Acum, când s-a făcut și lucrul ăsta, se merge aici. Aici, pe platforma asta, se punea o blană de oaie cu lâna în sus. Și tot ce s-a măcinat amestec cu cel de aur cu nisip, se punea peste blana asta de oaie, venea apă pe șgheab, curgea peste amestecul ăsta. Nisipul este mult mai ușor decât aurul. Aurul, în tablița periodică, e printre ultimele, ca greutate specifică. Și nisip fiind mai ușor, apa curgând cu putere, spăla tot nisipul și în lână rămânea aurul. De aici și ideea cu legenda argonauticilor cu lâna de aur. Și lâna de aur din legenda argonauticilor nu e vorba că e lână care crește pe animal, crește aur, ci lâna care conține aur de la spălarea asta, că spăla nisipul și în lână rămânea aurul. Și blana asta, pe urmă, plină cu praf de aur, era scoasă și scuturată pe o pânză și acolo se adună aurul, se cântărea și mergea la vânzare. Deci așa se dobândea aurul
prin metoda asta, folosind motor hidraulic, și instalația respectivă se numește șteam. Era răspândit în Munții Apuseni, cred că se mai poate găsi în câte prin Munții Apuseni încă șteampuri de astea care funcționează. Moții, pe lângă ocupațiile tradiționale de înainte, au mai avut o specializare de dobândire aurului. Aici avem încă un exemplu de folosire a energiei apei, o instalație destul de simplă. Deci apa de pe râul e preluată mai de sus, adusă pe jgheab, și aici avem pâlnia asta, și apa vine cu viteză, cade aici și începe să se învârtească. Cade cu viteză, se învârtește, se umple până la nivelul ăsta, la nivelul pământului, și ce e surplus curge. Dar apa tot vine într-una și tot curge. Și aici, în cuva asta, se arunca la spălat. Și apa curgând cu viteză și învârtindu-se, aici îți învârtește ca mașină de spălat modernă prin curgerea apei. Fără niciun efort, fără nici o consum de energie, e folosit energia apei curgătoare care pleacă mai departe și nu poluează nimic. Deci asta e primul exemplu de spălat simplu. Alături avem un exemplu deja evoluat. Aici avem roata hidraulică care vine, tot așa, vine apa, curge, și roata, vedeți care are paletă, apa curgând împinge roata și nu rotește așa. Apa rotește roata și pe axul roții avem înăuntru un cilindru, exact cum mașinile moderne de spălat au un cilindru și spălare se face într-un cilindru și încolo se rotesc rufele. Exact așa aici tot avem un cilindru, numai că e împletit din nuiele. În partea, în capătul celălalt, e o fereastră prin care se bagă la spălat aici. De obicei aici se spălau nu de astea fine, subțiri de pânză, ci de groase de lână, haine groase de lână, de stofă sau covoare, cergi. Deci cilindrul respectiv stă într-o cuvă, cuva era plină cu apă, acolo se baga la spălat și cilindrul rotindu-se și trecând prin apă, astea tot timpul erau învârtite și amestecată cu apă în continuu. Deci de aici a plecat și cilindrul de la mașina modernă de spălat. Deci ideea n-a apărut când s-a inventat mașina modernă de spălat, ideea a existat mult mai înainte, poate cu 1000 de ani înainte, dar care folosea altă sursă de energie, energia apei. Deci aici avem același ax cu came, care l-am avut și dincolo la atelierul de dobândit aurul. Avem același ax cu came, acolo afară, în capătul axului, e roata hidraulică, învârtită de apa curgătoare, și aici avem axul cu came și avem la fel niște ciocane. Avem și aici niște ciocane, dar ciocanele astea fac alt lucru. Pioa, care e acolo unde bat ciocanele, se punea țesătura de lână. Aici aveam la fiecare piu câte două ciocane. Ciocanul are acolo, ăsta e partea verde, ciocanul propriu zis, e exact ca un ciocan de bătut cuie, deci care are ciocanul propriu zis și are coadă. Are coadă încolo, deci acolo coada e fixă, dar de aici ciocanul se ridică. Axul ăsta cu came, deci agață pe rând, vedeți că piesele sunt la o piu, avem două ciocane și penele astea sunt la distanțe diferite, deci întâi ridică un ciocan și pe urmă altul, un ciocan și pe altul, și ciocanele bat pe rând. La celelalte piuri la fel, și e calculat astfel ca niciodată să nu cadă două ciocane odată concomitent să lovească, atunci se produc prea mari vibrații și toate ciocanele lovesc pe rând. Deci, cum spuneam, în cupă acolo se pune țesătura de lână, tot aici în căpere este un ceaun mare în care se făcea focul, se fierbea apă, și aici spunea țesătura de lână și peste asta era apă fierbinte. Și toată lumea știe că la apă fierbinte lâna se comprimă, se micșorează. Și aici țesătura de lână era băgată aici și cu apă fierbinte și bătută, și astfel țesătura se îndesea și toate firele de lână se lipeau între ele de la temperatură și devenea o țesătură impermeabilă pentru apă, din ea se făceau haine de iarnă. Deci asta îi spunea piu de haine. Țesătura de lână pentru haine se îngroșa aici. Ce am văzut mai înainte și ce avem aici e un complex întreg de industrie textilă din mărginimea Sibiului. Toată lumea știe că în mărginimea Sibiului era foarte dezvoltată creșterea oilor, nu numai pentru telemea și casce, și pentru lână. Și aici se prelucrau țesăturile de lână. Avem aici, vedeți, afară e tot o roată hidraulică. Afară e o roată hidraulică, aici e axul ei
Și pe axul ei vedeți că e un cilindru. E un cilindru și pe cilindru ăsta se îmbrăca și se prindea păturile de învelit. Sau cum tradițional spunea, cerci. Țesătura din lână, din lână făcută groasă și nu prea puternic răsucită, era pături pentru învelit, se înfășura pe cilindru ăsta și vedeți jos, sunt cuie multe, e ca o perie. Învârtindu-se cilindru cu pătura și trecând prin dinții ăstea, se peria pătura respectivă și se scămoșa și devenea așa păroasă, pufoasă. Deci era pentru cerci, pentru învelit, cum mai vând până în ziua de azi maramureșenii. Da, asta e roată cu palete, nu e cu cupe. Aici curge apa pe desubt și lovește în palete și învârtește roata. Da. Deci aveam în genere roțele hidraulice verticale, sunt două feluri care aduce apa pe dedesubt și bate în palete și avem cu... Care vine pe deasupra. Vine pe deasupra și umple cupele și prin greutatea apei din cupe se învârtește roata. Aici avem tot din mărginimea Sibiului o instalație care ține de industria alimentară deja. Se numește oloiniță, deci e o instalație la care se făcea un de lemn sau ulei vegetal. Înainte, când oamenii țineau strict posturile, în timpul postului găteau numai cu ulei vegetal. Deci aveam roata hidraulică învârtită de apă și pe axul ei, vedem, tot aveam axul cu pene sau cu came și aveam niște ciocane. De aici și pio mică, în care intră numai un ciocan. Aveam primul ciocan care e deja intrat în pio, a doilea ciocan e ridicat, tocmai ca ele se bată pe rând. Deci tot așa, penele astea agață ciocanul, ridică și pe urmă când vine încoace, cade și zdrobește. Dar aici, în cupele astea, se punea semințele oleaginoase. De dovleac, de floarea soarelui și se mai făcea înainte din fructul care produce fagul. Fagul produce niște nucușoare, așa de un centimetru, doi, care toamna târziu se desface coaja în care el și cad pe jos. Și fructul ăsta fagului se numește jir. Există și în ziua de azi o vorbă, a mâna porții la jir. Puțin și mai știu ce înseamnă jirul. Deci jirul, deci nucșoarele astea ale fagului, că toamna târziu se desfăcea coaja și cădeau pe jos și ele sunt foarte grase, foarte oleaginoase și mânau porții toamna târziu acolo la îngrășat ca să aibă multă slănină la Crăciun când îl taie. Deci jirul ăsta se strângea și tot se folosea și pentru a obține din el un de lemn. Deci în cupele astea se zdrobea semințele oleaginoase, că era jir sau că era floarea soarelui sau dovleac, se zdrobea. După ce s-a zdrobit bine, se oprea instalația, se scotea de acolo conținutul, acolo era o făină amestecată cu coș. Și conținutul ăsta se punea niște ciururi. Avem aici ciururi. Acolo în spatele sistemului? Da, în spatele sistemului aveam câteva ciururi. Ok. Și aici avem o curea de transmisie care e legată de o tijă. Asta învârtește și aici avem, vezi, ca la mașina de cusut care e învârtită cu piciorul. Da, ca un piston, așa. Bielă manivelă. Asta se rotește, dar asta transmite mișcarea înainte-înapoi. Vezi că e ca o manivelă acolo și se învârtește, dar asta merge înainte și înapoi. Deci acolo în capătul ei e ciurul și asta mergând înainte-înapoi. Ciurul? Ciurul e o sită, dar cu găuri mai mari. Apropo, în afară de sită, ciur, mai există încă un dispozitiv de cernut care se numește dermon. Dermonul e o sită mare, cu găuri mai mari, în care se punea grâu după treierat, care era amestecat și cu petrecel și cu gunoaie și se dădea până se clătina ciurul ăsta și găurul era exact că trece bobul de grâu. Și ce era mai mare rămânea și s-arunca. Deci același sistem și acesta. Același sistem. Deci aici e o... Deci o sită care se mișcă într-una. E o sită de formă dreptunghiulară cu găuri în care se punea tot conținutul ăsta. Da. Și ea fiind clătinat așa, făina respectivă oleaginoasă curgea jos într-un vas și cojile rămânea sus și pe un coj putea să date hrană la animale, dar făina respectivă era adunată, amestecată cu apă caldă, făcut un fel de aluat, se făcea din el o turtă, era uscată pe cuptor și pe unul spunea într-un săculeț de pânză și se băga la teasc, la presă. Da, deci aici e un complex, avem piua care zurbește semințele în ciurul care cerne. Și mai departe avem teascul, care are un coș în care se pune turta respectivă într-un săculeț și apasă cu grinda, avem teascul acolo, are un coș
în care se pune și se presează, se extrage uleiul. O să vedem mai departe alte teascuri. Avem, cum am văzut și mai înainte, avem roata hidraulică verticală cu cupe. Pe șgheap vine apa și ne învârtește roata. Deci pe axul cu roata avem axul cu came, care la fel ridică ciocanele. Aici avem deci câte două ciocane la fiecare cupă. Două ciocane la fiecare cupă, care tot așa bat pe rând. Și aici în cupă se pun semințele, ciocanele bat și zdrobesc. Bat și zdrobesc, când s-a măcinat totul, se oprește, se scoate conținutul, se cerne, se amestecă făina cu apă, se face o turtă. Turta avem aici cuptorul, se pune și se coace pe cuptor turta. După ce s-a copt cu cuptor, avem teascul aici. Aici se pune săculețul cu turta și avem pistonul ăsta. Și aici avem grinda teascului. Aici avem șurubul și un coș umplut cu pietre greu. Se învârtește asta și se ridică grinda în sus. Se ridică grinda în sus cât e nevoie acolo ca să se formeze spațiu sub piston. Deci aici erau niște mânere? Da, aici se băga un lemn. Aici se băga un lemn lung de 2-3 da? Metri de lung. Oamenii învârteau... Învârtea ca să, da. Să învârtea șurubul și se ridica deci, asta? Aici asta e ca o piuliță tot cu filet și asta se ridica cu tot, se ridica în sus da. Și respectiv se ridica și de acolo. Dar aici se ridica mult mai mult, e special pus, deci regula pârghiei, acolo în capătul celălalt avem punctul fix, aici e punctul care se ridică cel mai mult. Dar aici e punctul de sprijin, deci fiind de aici și până la capătul ăsta atât de lung, deci obține o presiune foarte mare. Pe toată lungimea asta. Mers în jos e puțin, dar fiind pârghia lungă, e presiunea foarte mare. Cum spunea Arhimede, dați-mi un punct de sprijin și cu ajutorul pârghiei răstorn globul. Deci aici avem, se punea aici în piu turta într-un săculeț, se învârtea de aici șurubul, cobora treptat și presa. Și aici avem țeava pe unde curgea uleiul. Chiar să văd și urmă discursuri de ulei. Acolo avem, deci pentru zdrobit avem acolo piua care era învârtită de roata hidraulică, dar aici avem încă o ilustrație cu gheab semicircular și cu o piatră fostă de moară. Uite aici se vede locul unde era pârpărița care învârtea roata, dar în roata asta se băga un lemn lung de câțiva metri, care celălalt capăt era fix și aici... Piatra asta mergea aici, pe șgheabul ăsta, mergea înainte și înapoi și tot zdrobea semințele când n-avea apă la moară. Apropo de moară, există și o ghicitoare referitoare la moară. Când am apă, beau vin. Când am apă, beau apă. E vorba de moara de apă. Când este apă, vara când era secetă, seca râurile și moararul nu mai avea apă la moară și atunci nu avea câștig și bea apă chioară. Când venea apă la moară, avea bani avea și de vin. Își permitea și vin. Da. La fel, avem roata hidraulică verticală cu cupe pe care vine de sus. Apa. Apa preluată de în susul râului, umple cupele, aici se umple cu apă și devine grea partea asta și roata, prin greutatea apei, se învârtește în jos și mai departe tot avem la fel axul cu came și la fel avem câte două ciocane aici foarte masive. Uite, aici avem o piu cu două ciocane, din coace o piu cu două ciocane. Și tot acolo e o cuvă într-un trunchi gros de lemn și ciocanele astea bat pe rând și acolo țesătura de lână, țesătura se făcea sul și spunea acolo în cupă. Și pe urmă începeau să bată ciocanele și periodic tot adăuga apă fierbinte. Tot bătea și adăuga apă fierbinte. Și astfel se îngroșa țesătura și devenea impermeabilă. Când am făcut eu armata, încă purtam, era deja produs industrial, dar era după același principiu, mantaua. Mantaua care era tot așa îngroșată și care prin ploaie nu te uda. Mai, denumirea mai veche populară la haine astea de iarnă lungi care îl purta pentru ploaie se zicea suman. La armată a zis manta, dar era același model haină prin care nu trece ploaia și care, fiind de lână, ține cald. Deci, izolare termică perfectă. Deci aici mai avem încă o instalație de produs ulei vegetal. E mult mai puternic ca capacitate. Numai că aici nu e folosită energia apei. Aici avem un șgheap circular și o roată de piatră, punct fix, care aleargă pe cerc,
Asta era deja trasă de un cal, un cal putere. Gheabul se umplea cu semințe oleaginoase, calul trăgea, alerga în cerc ca la circ și zdrobea semințele. Până se zdrobea de tot, se transforma în făină, se strângea, se cernea cojile de deoparte, făina se amesteca cu apă caldă, se făcea o turtă, turta se prăjea, se băga în presă, în teasc. Aici avem la fel șurubul, avem gaura unde se băga pârghia, se învârtea șurubul, urca capătul ăsta grinzii cât mai sus, se ridica de acolo, acolo se punea săculețul cu turta oleaginoase, se punea pistonul, se învârtea șurubul, cobora treptat, deci grinzile sunt foarte masive și mai prin greutatea ei putea să presa, dar suplimentară mai spuse și pietrele care trag cu totul în jos și presare lentă la rece, deci și în ziua de azi uleiul extra virgin considera la presat la rece. Aici asta numai la rece presa, că se presa fără grabă. Asta avem o presă de ulei din Hunedoara, avem aici și o inscripție, avem parcă și un an aici, 1922, dacă nu mă înșel. Și, deci asta era presarea. În Transilvania se mai făcea un produs alimentar, oțetul pentru năcriciorba. Deci asta se putea folosi și la făcut oțet de mere. De asta are și coșul așa mai larg, unde se putea presa merele, se făcea socul de mere care fermenta și făcea oțet de năcriciorba, spre deosebire Moldova, unde se făcea borș de întărâțe pentru năcriciorba. Deci aici avem aceeași instalații care am văzut-o dincolo la producerea uleiului. Aceeași grindă masivă, șurubul, șurubul se învârtește, ridică grinda, dar aici avem alt coș mult mai mare. Coșul ăsta încă se suplimenta, se mai punea niște panouri așa de înalte, patru panouri lung și lat, și aici un car întreg de struguri se răsturna. Aici avem un capac și mai era aici un piston. Deci capacul dat la o parte se umplea cu struguri, se punea capacul ăsta deasupra și de aici se punea un buștean așa, care cobora grinda în jos, prin învârtirea șurubului și presa, storcea struguri și făcea sucul de struguri, care după fermentare se transforma în vin. Deci aici avem un teasc și mai avem unul încă, care e foarte vechi, de secolul XVIII. Și închem zona instalațiilor, da, cu ceva mult mai atipic. Cu o instalație mobilă. Nu auto, dar mobilă. Așa. Deci asta este o presă de struguri, zis și teasc. Deci aici avem coșul, avem aici o grindă, două șuruburi și două piolițe. Piolițe se învârtesc și e totul din lemn. Deci numai câte avem câte o bridă prinsă metalică ca să nu se desfacă piolița respectivă. Restul tot. Adică astea sunt puse acum, bridele metalice? Nu, sau puse mai la început. Mai la început? Dar din start să nu crape lemnul, că aici e presiune foarte mare. Deci piulițele se ridică în sus, se ridică și grinda asta. Deci aici e coșul propriu zis, din patru panouri. Ăsta se umple cu struguri, se lasă grinda asta în jos, care are și un piston care apasă în jos. Începe a învârti piulițele astea două, asta tot apasă și pe aici, pe gaura asta, într-un ciubăr ne curge sucul de struguri. Dar mai avem multe teascuri în muzeu, dar asta e singurul care este mobil. Adică ăsta putea să-l folosească tot satul, îl folosea unul într-o zi, îl trăgea la vecin, trăgea și vecinul și tot așa, de în gospodărie în gospodărie, până făcea vin tot satul. Pentru că era mai ușor să te duci cu ăsta, da, decât să vii la moară, probabil. La moară, la zona în care puteai să... Da, nu, alea erau în Transilvania, care erau punct fix comunal, alea erau capacitate mai mare, dar erau fixe. Ăsta are capacitate mai mică, dar e mobil. Da.